Două lucruri bune pe care le-a făcut Rusia pentru România până acum. Domnule, nu mă interesează în istorie. În istorie vă spun, a fost un împrumut pe la 1877 și a mai fost un împrumut în perioada stării de foamete. Problema nu așa se pune. Problema se pune în contextul în care, că dacă vreți să vă spun niște lucruri și mai rele, vă spun și pe alea rele. Dacă vreți să construiți poduri care să ne facă să avem o relație de bună vecinătate, nu prietenie, atunci va trebui să vă uitați în trecut doar să învățăm din istorie și să ne ferim. Noi n-am învățat un lucru. De fiecare dată am ales partea cea rea și ne-am trezit cu România tăiată în bucăți, ceea ce se va întâmpla și acum. Să nu vă închipuiți, foarte frumos, să nu vă închipuiți că America cu Rusia nu negociază pe la spate. Uitați-vă că tot acest război a împins Rusia în brațele Chinei. Păi deja am două mari putere ale lumii care s-au coalizat. Noi suntem niște amărâți aici, America e la 12.000 de kilometri depărtare. Credeți că va veni cineva vreodată să ne apere pe noi? Nu. Noi suntem vaca de mulți pentru toată lumea. Noi suntem cei care am dat jumătate din România. Situația asta, pentru că nu stă în puterea unui președinte sau unei țări. Ba da, stă în puterea unei țări. Ba da, cum Orban, cum ăsta din Polonia, cum Erdogan din Turcia au reușit să-și facă țările lor. Da? Turcia nu este o mare putere. Turcia este un stat, dar Erdogan a știut să facă din Turcia o mare putere. Atenție foarte mare! Ține de oamenii de stat să reușească. În același timp, în Turcia, Erdogan a avut nenumărate încălcări ale drepturilor omului, arestări. N-are nicio legătură cu ce vă spun eu acum. N-are absolut nicio legătură. Eu nu cred că sunt mulți români care ar vrea să trăiască într-o societate în care vă duceți pe o pantă greșită și guvernul poate să aresteze fără... Nu are nicio legătură cu ce vă spun eu acum. Okay. Are legătură cu statul și cu puterea unui stat. Ce face el acolo? Păi să vă spun câte încălcări ale drepturilor omului sunt în România de 33 de ani? Să vă spun câte încălcări ale drepturilor omului le face Bruxelles? Să vă spun câte încălcări ale drepturilor omului... N-are nicio legătură. N-are nicio legătură. Poți să respecti drepturile omului în țara ta. Acolo nu vorbim decât de relația statului cu poporul său. Eu aici vorbesc de o relație a statului, a unei țări, că e democrată, că e dictatorială, că e ce-o fi, de relația unei țări și poziția ei față de o altă putere. Noi trebuie să ne vedem interesul și să gândim pragmatic, că, slavă Domnului, avem o istorie atât de tumultoasă și din care am ieșit atât de prăfuiți și atât de zdrobiți, încât ar trebui să învățăm din istorie și ar trebui să folosim aturile pe care le avem. Pentru că poziția noastră geostrategică, de aici geopolitică, ar fi trebuit să ne facă să înțelegem că am fi putut fi acea parte neutră care să-i facă pe ceilalți să negocieze. Și aveam de câștigat. Puteam fi Elveția Balcanilor.